Genial, Avi. Înainte de toate, vreau să-ți mulțumesc că ai fost de acord să-mi acorzi acest interviu. Să te anunț că această conversație va fi înregistrată, cu acordul tău, bineînțeles. Ok. Întâi de toate, vreau să te rog să-mi spui în ce domeniu ai activat înainte să începi acest curs la noi și ce facultate ai terminat. Bun. Deci, numele meu este Fabian Laventa. Mă bucur că ne-ai scris și m-ai contactat. Am lucrat în domeniul publicitate 4 ani, după care în vânzări, peste 10, adică 10 plus. Și am terminat Facultatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară în Cluj-Napoca. Deci, inginer și am publicitate și vânzări. Sursa principală de unde ți-ai luat informații despre noi a fost site-ul nostru oficial? Site, exact, pe site, de pe site. Uh-huh. Bun. Am înțeles. În momentul în care ai început acest curs la noi, bănuiesc că ți-ai setat anumite așteptări. Aș vrea să știu care au fost acestea și dacă ulterior ți-au fost îndeplinite până la finalizarea cursului și, bineînțeles, și pe parcursul cursului. Da, chiar a fost peste așteptări. Deci pot să felicit pe Anca, foarte bună, foarte bună Anca. Se pricepe, i-am și zis și ei în timpul cursului că dacă ar fi orice învățător sau orice profesor sau orice la noi în învățământ cum e ea, am fi locul 1 mondial. Să înțeleg, Anca a fost trainerul. Da, da, da. Urma să te întreb și despre interacțiunea. Știu că acum m-am deschis mail-ul să văd de întrebări un pic și știu că e o întrebare separată, dar am zis acum aici. Deci interacțiunea a fost una bună. Da. A fost totul așa cum a trebuit. Privind și părțile negative, dacă a existat ceva care nu ți-a plăcut în cadrul cursului? Nu, nu, nu. Nimic deci, negativ. Nimic. Totul a fost bine. Exact. Cât de mult a contat studiul individual, pe lângă noțiunile pe care le-ai luat de la curs, consideri că a fost necesar și munca individuală și cititul pe lângă... Cu siguranță. Deci dacă vrei să devii bun în ceva, astăzi ai, adică cineva ți-a predat astăzi ceva, recapitulez cel puțin o dată ca să fii sigur că ai înțeles, sau dacă n-ai înțeles, să poți întreba la cursul următor. Deci e binevenit. Așa procedez eu. Ai început direct cu un full-time job sau cu un internship? Un internship. Internship. Cum a fost interviul? Poți spune ceva despre experiența ta în cadrul interviului? Curs destul de bine, fiind m-aș fi angajat. A fost nu foarte tehnic, dar scurt și la subiect. Adică a fost niște întrebări care puteam să răspund datorită cursului. Și pe lângă curs, cum ar veni, am că mai dădea niște sfaturi, cam ce se cere la un interviu și toate m-au ajutat. Deci consider că te-a ajutat cursul nostru. Uh-huh. Da, da, da. Vă obține acest... Am și recomandat cineva, exemplu, face acest curs și e la firmă la noi.